Adrian Minune ne vorbește despre succes, dar și despre loviturile pe care le-a primit de la viață. Ne-a mărturisit care a fost cel mai greu moment pentru el, dar și ce anume i-a ținut căsnicia, să-l ascultăm. Adrian, spune-mi, care e secretul longevității? Pentru că ești unul dintre cei mai iubiți artiști. Ai știut să te menții acolo sus, să-ți creezi un nume. E greu să mulțumești pe toată lumea? În primul rând, m-ai întrebat ceva, dar fără să vrei, mi-ai dat un grad, mi-ai dat ceva în plus de a-ți răspunde la această întrebare și m-ai catalogat undeva unde... chiar aș fi vrut să dau acest interviu, gen m-am reinventat. Am întinerit cu câțiva ani pentru că mi-am schimbat modul de viață, am renunțat la unii prieteni, am renunțat la unele brigăzi. Asta nu înseamnă că am renunțat de tot. Sunt prietenii mei și acum, dar ajungând la vârsta de 50 de ani, wow, mulți înainte! Am vrut să dau mai multă importanță familiei decât până acum. Deși sunt un familist înrăit, am devenit și mai familist. Dorm mai mult, nu mai beau de foarte mult timp, am grijă ce mănânc, după cum se vede s-au dus și ridurile și gușița și întotdeauna nu m-am gândit cu cine pot avea competiție. Eu sunt singurul cu care concurez. Adică eu concurez cu mine. Am învățat chiar din primii ani de școală să încerc să mă autodepășesc. Și după cum se vede, și la ora asta sunt tăiați de mâncat și nu am gustat absolut nimic, da, mă bucur că ai observat, inclusiv tu, că m-am auto-reinventat. Spune-mi, care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cel mai greu moment din viața mea, afară de atunci când pleacă cineva din lumea asta, a fost când soția mea a avut probleme grave de sănătate. Atunci a fost cel mai greu moment din viața mea. Restul sunt binevenite de la toate, mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a dat și bune și rele, pentru că Dumnezeu ne dă cât putem să ducem. Unde-ți găsești puterea? Puterea o găsesc în singurul medicament, somnul. Atunci când dormi, te refaci, te încarci. Tu și muncești foarte mult și când ai timp te odihnești și am văzut că petreci și cu familia ta frumoasă. Vei fi și bunic pentru a doua oară? Da, Adriana e gravidă, o să ne mai vină o fetiță, o să numească Noa, Zenaida. Sunt foarte fericit și încerc să... speculez și să mănânc cu totul, într-un fel, tot ceea ce trece... Trebuie să fii un bunic vrednic! Tot ceea ce trece pe lângă mine, să speculez fiecare moment fericit. Ia spune, pe ce cheltui tu cei mai mulți bani acum, că nu ne aude nici soția, nici nimeni, nici telespectatorii? Care e plăcerea ta cea mai mare? Pe luxul și plăcerile lui Adrian Minune. Sunt un sărac care îmi permit orice. O vorbă înțeleaptă și mare! Da. Când te-ai simțit tu pe scenă cel mai mândru? Nu știu, când ai fost tu, Adrian Minune, cel mai tare, să zic așa? Când ai fost tu pe scenă și ai strălucit cel mai tare? Când ai fost cel mai împlinit? Eu cel mai fericit sunt atunci când am liniște. Pot să spun că atunci când am debutat, la 6 ani, la 7 ani, la 9 ani, cântam la Chișinău, afară din țară, în 83, sunt născut în 74, și eu sunt obișnuit cu fericirea. Momentele rare sunt cele care sunt nefericit. Dar care e secretul unei căsnicii fericite? Și eu m-am măritat în septembrie și vreau așa, să-mi spui așa o învățătură așa pe viață. Din nefericire, pentru generațiile noi, având accesul la toate informațiile, Facebook, Instagram și... asta este, mă iertați fetelor, vă mai pozați prin baie, mai primiți un like, mai ieșim la o cola. Eu dacă sunt cu soția mea de 33 de ani, sunt pentru că pe timpul nostru nu aveam nici pager, dacă ați auzit. Da, da. Unii copii poate nu știu ce înseamnă la pager. Primul telefon a fost ăla cu 018, nemeteurile. Da, ați dormit vreodată spate în spate? Eu cu soția mea? Da.
De ce nu? Dar am dormit spate în spate, dar cu mâinile unul pe celălalt. Gata, nu, mai închis. Da? Nu mai am întrebări. Deci eu nu pot să mă iertați. Eu îmi iubesc soția de fiecare dată altfel. Adică în fiecare zi e ceva nou pentru noi. Și încerc să o impresionez și la vârsta asta.